Astăzi vă arăt cum puteți să luați gemuri și tokenuri gratis și aveți grijă că este valabil doar până astăzi. Mergem la Shopanos și scrollăm până în capăt și avem aici free gift în care ne dă 110 gemuri și 35 de tokenuri. Valabil o zi și 2 ore. Bine, cam o zi de când îl pun eu și hai să luăm și noi giftul ăsta frumos și el așa și nu uitați și voi de Lichianos șobolanilor pentru că s-a făcut update nou. Cu Rabbit, era și un desen animat cu Rabbiturile respective și chiar, hopa, party, invite your join the party, ok, nu momentan. Văd că avem și un emote aici cu urechiuși, ceva de genul, hopa, pompe, ok, 3500 de gemuri. Well, nu-i mult 20 de euro să știi, chiar e interesant, 5000 de pompe și poți să deblochezi, mamă, le-i pe ăsta direct. Deci cu 20 de euro ei și legendara, cred că e legendară, nu specială, dar e legendară, sau nu e specială, I don't know. Cu 5 euro 400, vezi că e mișto, ok, avem și la 3 euro, interesant, cu un nou emote. La 1 euro, dar nu mai am eu pe cont momentan și s-a adăugat un spin nou. Ok, deci avem punch, dance, rainbow, hashtag numărul 1, asta e vălică, hashtag numărul 1. Forță, chiar arată mișto ăsta, dar la 125 de gemuri nu știu ce să zic. Hai să luăm și noi astea gratuite în timp ce tu apeși pe butonul de like pentru a mă susține, deoarece n-am mai făcut de mult Stumble Guys și am decis să mai joc. Uite, ne mai dă niște gems. Da, așa se întâmplă de fiecare dată. Când vreau să-mi dea gems, îmi dă un skin foarte nașpa. Guys, în ultimul episod s-a văzut așa cumva că am o cărare în cap, I don't know. Din câte am văzut, e posibil și pe episodul ăsta să se vadă un pic. Nu este de la freza mea, să spunem așa, și este de la programul pe care îl folosesc eu pentru camera video. Efectiv, dacă vă uitați așa un picut, se vede ca și cum ar fi un fel de cărare. În fine, programul respectiv face în așa fel încât să blureze ce este pe fundal și cumva, nu știu, nu reușește să blureze perfect, chiar nu știu. Hai să băgăm și noi aici niște epic. Nu avem decât de unul. Ok, poate avem noroc și ne dă o legendară. Măcar o legendară să-mi dea dacă nu-mi dă specială. Nu te cred, a trecut de specială, bobiță! Ce bait urât și mi l-a dat pe Yeti. Arată bine, dar era mai mișto. Și hai să băgăm și noi aici. Ne lasă două, nu ne lasă, bineînțeles. Măcar una, hai să încercăm și noi una aici. Hai să vedem ce ne dă, hai să vedem, hai să vedem. Serios, bobiță, serios. Mi-a dat porcăria asta. Mizeria aia. Și tot n-am tokenuri aici. Da, din păcate mi-a dat o porcărie. Hai să vedem PES-ul. Sunt curios, văd că e tot PES-ul vechi. Am 1200, ok. Arată bine legendara asta. Și ce aveam aici? Ok, special, chiar mișto. Și emote-ul ăsta pe care eu nu l-am. N-am mai jucat, din păcate, n-am avut timp de Stumble Guys. Am văzut că s-a făcut update-ul respectiv. Uite și scrie aici că ne dă de Sfântul Patrick. Mamă, ce mișto arată skin-ul ăsta, pot să dau open, m-a adus direct pe YouTube, ok, nu-i bai. Și văd că avem aici să băgăm noul mod de joc pentru a strânge pompele respective. Hai să vedem cum e, văd că hărțile sunt random, aparent, deci ar trebui să fie ok-uț. Hai să vedem ce hartă ne pică, guys, tare sunt curios. Știu că în ultimul event erau niște hărți făcute special încât să joci, am jucat și pe live. Dar sunt curios acum, văd că avem pompe surprinzător pe toată harta, ceea ce e ok din punctul meu de vedere, dar trebuie să și avem grijă, pentru că, na, într-un fel sau altul, noi trebuie să câștigăm, nu trebuie doar să... am zis că fac săritura aia, nu trebuie doar să strângem pompele respective și trebuie să ne și calificăm în jocul acesta. Na, pot să spui că e un avantaj că pot să strâng și niște pompe, dar, well, m-ar interesa mai mult să mă calific. Bun. Oh, am dat și cu piciorul și acolo. Cred că am strâns niște pompe. Una, două, trei, whatever, nu contează. Mi se pare că se strânge un pic cam greu, nu știu. Din punctul meu de vedere, cel puțin pe... cât de mișto arată skin-ul ăsta cu Rabbit. Ok. Eu uite-l cum face șobolanul ăla. Cel puțin pe hărțile astea normale, mi se pare că se strânge un pic cam greu. Chiar nu știu ce să zic. Hai că vedem în continuare. Hopa! Deci a venit asta specială, cum ziceam și în eventul trecut. Era o cartă de genul care tot așa te punea cumva să strângi coinuri. Mamă, păi e bine, sunt rău de tot dacă... Bă, m-a aruncat șobolanul. Dacă te lasă să strângi coinurile respective,
Bine, aici sunt pompe. Mamă, cum a venit pe topogan șobolanul ăla. Nu știu încotro trebuie să mă duc. Asta e un pic mai ciudat, dar știu că ultima dată aici era bine, rău de tot, să farmezi la coinuri. Bang. Adică chiar puteai să iei destul de multe coinuri. Un pic mai greuț, dar merge treaba. Ok, ok. Haide să le luăm și pompele astea. Bă, m-am prins șobolanul, sunt pe locul 5. Vedeți cât de multe pompe de-astea sunt? De veceu. Eu nu știu cum le-a trecut la astea prin cap să pună pompe de veceu. Bă, am ratat acolo faza. Ok. E ok jocul, n-am ce să mă plâng de el, sincer. Trebuie doar să ai puțin mai multă grijă când joci. Să-l iau pe ăsta în balon, cum se spune, că mi-a luat toate pompele, verișorul meu. Ok. Sunt pe locul 4. Nu mai contează. E ok. Băi, dar ce mă enervează că mă împinge pe aici. E ok, atâta timp cât cât reușim. Opa! Bobiță! Ce a fost asta, bobiță? What? Au și speciale băieții noștri. Sau care-i faza? Mamă, câte pompe sunt aici. Du-te, verișorule. We are champions. Dă-o și pasta, bun. Mai avem aici pompinis. Pompinis el Cavadoro. Trebuie, a avut un pic grijă. Nu, nu, nu. Ok. Ok, bun, bun, bun. Avem ceva pompinis aici. Ok, o luăm și pasta. Putem să o luăm și pasta, bă. O vreau și pe asta. Bun, m-am calificat pe locul 2, ceea ce a fost ok, 63 de pompe. Uite, harta asta îmi place, putem farma pompe. Chiar este ok, sunt curios la final. Numele l-am cu Rov Alistar. Nu l-am mai schimbat, dar nu contează. Am văzut că mulți își pun oricum nume de-astea cu YouTube, cu whatever. Dacă n-ai nume de la cu roșu, cam degeaba. Harta pe care eu nu o sufăr. Îmi place foarte mult cum este făcută. Dar, bă, dar cum merge la pe skate? Gen... Mama, că era să pic acolo. Îmi place foarte mult cum este făcută, dar nu știu, mi se pare un pic cam greoaie. Nefiind un jucător profi de Stumble Guys. Ok, nu știu ce să zic. E bine să nu stau chiar lângă șobolanii ăștia, că pot da emote-uri. Am încercat noi, am jucat un pic așa pe live. Uite. Am vrut să-i dau și eu un picior. Ok. Trebuie avut un pic grijă totuși. Că poate să dea cu pumnul șobolanul. Uite, ați văzut? Ah, am vrut să-i dau picior. Dar nu, n-am putut să-i dau picior. Ok, trebuie să mă concentrez un pic, că altfel tind să pierd la harta asta. Și nu știu ce să zic. Nu consider că e grea neapărat, ci cât că e enervantă de jucat. 4 din 7. Trebuie a să-ți dau un balon. Mamă, ce a venit frumos. A venit băiatul frumos. N-am ce să-i spun. A venit frumos, m-a împins când am vrut să fac o săritură. Deci ok. Na, de asta zic, dacă ai emote-uri ca lumea, poți să le dai forținii. 6 din 7. Ok, și a mai rămas și șobolanul ăsta. Arată bine skin-ul, dar well, deci merge pe placă. Dar în momentul în care sare... Ce mișto e emote-ul ăsta. În momentul în care sare, dispare placa. Ok. Da, măi, e ok. Îmi place, ce pot să spun. Era mișto dacă sărea cu burta pe placă. Să fie... S-a căzut singur. Ok, să fie o animație de aia mișto. În momentul în care sare, sare direct cu burta pe placa lui. Ce emote mișto. Mă, deci s-a schimbat destul de mult în jocul ăsta. S-au adăugat multe, gen. Ok. 66 de pompe. Well, decent, aș putea zice, 66, da? Am 200. Wow. Cred că mai mi-a dat pentru că am jucat 3 runde, chiar nu știu. La 200 de pompe nici măcar ăsta nu pot să-l iau. Mai am nevoie de 3 pompe. Ok. Și până la 5000, well, cred că mai degrabă bagi un bănuț gros aici. Mai și 5 euro merită, deși aș merge pe 10 sau pe 20 de euro, clar. Asta 20 de euro îți dă și 3500 de gemuri. Asta înseamnă că îți faci și pesul. Asta e 1200 plus cât mai bagi aici, ce mai scoți, clar faci și un pes. Din punctul meu de vedere este super ok uș. Hai să mai băgăm și noi o rundă pe aici să vedem. Sunt curios la ora asta cine este
pe joc. Este Andrei, David și Samurai Geek. Ok, hai să mai băgăm și noi aici o rundă. Să vedem care este faza, în timp ce tu lași Lichianosul ăla nebun, știu că am tot zis, știu, dar merit un Lichianos. De mult timp mi-a spus să fac clipuri facecam și am zis, bă, hai să facem clipuri facecam, de ce nu? Pentru mine este ok, dacă și pentru voi este. Din păcate, camera video pe care eu o am la calculator nu este una super bună, deci e mai de buget așa, dar nu cred că asta este problema cea mai mare. Problema cea mai mare ar fi în momentul în care... Hopa, ce truculeț frumos am făcut acolo. Vezi că e ok. A dat șobolanul la piciorul. Problema cea mai mare e cu calitatea, să spun așa. Nu este cea mai bună, nu știu de ce am căzut, dar hai să iau pompa asta dacă tot am căzut. Nu este cea mai bună, dar nu este nici cea mai praf calitate. Bă! Șobolanilor, șobolan de pădure... Arată bine, nu-mi place că la final aici când vii, caracterul tău aleargă în continuu. Mi se pare ciudat. Nu știu cum joacă băieții ăștia cu skin-ul ăsta cu skate. Din punctul meu de vedere, te-ar cam încurca mai mult decât să arate bine. Skin-ul arată bine, dar te-ar încurca skate-ul ăla, nu știu ce să zic. Gen, sunt unele skin-uri care mie nu mi-au plăcut, nu cum arată. Și faptul că te încurcă, ba, este prea mare în joc, ba, e cumva forma încât te... dezorientează. Well, nu știu. Nu știu cum să zic, dar unele parcă nu sunt făcute ok. Ăsta cu aripile e destul de ok. Ok, Leanos, n-am ce să mă plâng la el. Dar sunt și mai ok în afară de asta. Nu știu de ce am folosit eu piciorul acolo. Mamă, ce mi-am luat-o aici. Ok. Na, asta e. Și aici am eu bobiță și aici. Deci se simte că nu am mai jucat jocul respectiv. Nu mai am deloc aptitudini de gamer. Wow, și am pierdut din prima rundă. Ok, dăm live și mai încercăm încă una. Am luat 4 pompe. Sunt curios cât îmi arată acum. 251, deci îți dă și la final de joc. Băi, deci e ok, se fac mai repede așa. Ia să vedem ce vrea David aici, să ne băgăm cu el la o rundă 1v1. Hai să ne băgăm la o rundă 1v1 așa pe episod. Să vedem ce zice David. Oricum trebuia să schimb și skin-ul ăsta. Arată ok, dar repet din nou, nu toate skin-urile mi se par echilibrate. Nu știu ce au mai modificat ei la joc, ce au mai făcut în plus sau în minus, dar înainte nu mi se păreau toate echilibrate. Sunt curios dacă ne bagă în joc sau eroare. Nu, ne bagă în joc. Sper că a ales el un block dash, laser dash, nu d-asta de race. Bun, block dash. E invizibil? Bobiță, oh, banana. Ioi, sper că nu sunt emoturi. Ia să ne concentrăm aici un picuț așa, pe barosăneală. Putea să dea pumnul, a încercat să dea cu pumnul. Momentan lăsăm, nu băgăm niciun emote, nu facem nimica. Bine, l-am băgat pe ăsta cu bu, dar nu merge aparent săritura prin perete. Ok. L-am băgat pe ăsta cu bu. Ia uite ce a încercat șobolanul să-mi dea acolo. Nu că nu a reușit el atât de ușor să mă dea pe spate. A trecut prin perete. Ok. Nu mă complic momentan. Să vină partea aia mai greoaie și vedem atunci ce și cum. Din păcate nu am mai făcut niciun pes, așa că am doar piciorul respectiv. Iar pentru el o să fie mai ok că are pumnul. Deci ca și avantaj el are un avantaj. E posibil să aibă mai multe emote-uri. Vedeți? Are pumnul. Dar e ok. Bă, pups! Ok, ne concentrăm un pic, de asta nu prea vorbim. Dar e ok. Bă! Ah, am vrut să-i dau piciorul. Dă-mă și tu cu pumnul ăla, șobolanule. Hopa! Ia să vedem. Cine a câștigat, el sau eu? Cred că el a câștigat, că am picat cumva câși cu piciorul. GG, bravo lui. Dar a fost ok.
Hai să dăm leave pentru că vreau să mai bag o rundă de-asta de rabbit, să vedem ce putem strânge. Și deblocăm și noi ceva. Bine, primul skin nu cred că reușesc, că parcă era la vreo 500 de pompe, ceva de genul, whatever. Dar poate am noroc și deblochez, nu știu, altceva sau păstrez, de ce nu, păstrez. Și astăzi vă recomand un pai. Am un pai roșu aici, e bun pentru băut Coca-Cola, nu știu. Hai să vedem ce facem în runda aceasta. A venit iar ăsta cu Belengerul lui, skinul ăla cu Belengerul. Mamă, ce prost am sărit, bobiță! Rău de tot am sărit acolo. Rău, rău, rău. Vreau să mă calific pentru că nu-mi place harta de race. Vreau harta speciale care are mai multe pompe pe ea și pe care poți să faci mult mai repede. Nu, am picat. Of, de ce am picat, verișorul meu? Pe care poți să faci mult mai repede pompele respective față de hărțile astea care sunt trashy de race, pentru că aici trebuie să te grăbești, să ajungi primul, să ai grijă. Nu sunt nici cel mai bun jucător, nu sunt nici cel mai slab jucător, dar nici nu mai mă bag cu race-uri. Adică înainte, da, jucam destul de ok când mă jucam Stumble Guys, dar nu mai m-am jucat de mult și n-a sunat atât de bine, cum am spus-o, dar e ok, Leanoș. Ia să vedem, mă lansează, m-a lansat, nu m-a lansat. Dar măcar m-am calificat, nu e nicio problemă. Se pare că pentru fiecare calificare îți dă niște pompe în plus. Pringles are speciala aia, legendara, whatever, aia de haur. A deblocat-o, deci a jucat ceva. Surprinzător că din câte știu lui nu prea îi plăcea jocul ăsta, sau cel puțin la început. Ce nume are ăsta, oh my god. Oh my god, ce skin. Ok, dar acum a început să-i placă, felicitări. Din păcate harta e tot asta de race. Nu e chiar ok. Mă mai strâmb eu așa, pentru că nu-mi plac hărțile. Dar, na, jocul e ok în continuare. Este jucat foarte bine. Hai să luăm și pe stânga, nu cred că am luat-o niciodată pe partea stângă. Ca de fiecare dată, așa se întâmplă. Aici trebuie să bag piciorul. Nu voiam neapărat să-l iau pe bărbășanul ăla și voiam să-mi dea mie un boost. Ok. Bă, piciorul vieții, bă, ce porcărie de emote. Bobiță, niciodată nu te lansează. Ok, leave. Hai să vedem ce și cum, câte pompe avem până la final. Văd că la PES aici luăm niște gemuri. Ok. Mergem la Shopanis, am 300 de pompe. A, era 600, ok, o să le iau pe ăsta atunci, nu mai contează. L-am deblocat acum și am 155, cât era ruleta asta? 110, hai să mai dăm încă un spin. Poate nu-mi dă un trash, poate. Poate îmi dă ceva mai ok, mai decent. Legendarea era bună, epic asta o am. Parcă o am, da, duplicate. Să zicem, 44, hai că mai avem un spin aici de dat. Am primit și eu un mesaj pe WhatsApp, dar nu contează. Dăm ceva bun, dăm ceva bun, te rog eu. Legendar, asta era ok. Nu, porcăria asta, cred că e duplicată, da. Și n-am recuperat banii, să mai dăm încă un spin. Guys, cam asta a fost episodul. Ne vedem la următorul, vă salut!